Cu o întârziere de câteva zile, cele patru pasarele de pe Valea Prahovei au fost totuși date în folosință în acest weekend, spre bucuria șoferilor care au folosit DN1 pentru a se întoarce de la munte. Dacă pentru șoferii pasarelele sunt o adevărată gură de oxigen, pietonii care le-au utilizat s-au ales cu amintiri mai puțin plăcute. M-am înjit cu vopsea de care a dat-o dâșii acum, a dat-o recent, cred că a dat-o ieri. Ieri aglomerație, sâmbătă, e sâmbătă, duminică la fel, și s-a mânjit mai multă lume. Trebuia să folosească diluant de calitate corespunzător și vopsea la fel ca să nu ne... Să nu ajungem... Nu e niciun anunț care... Nu, ar trebui... Nu e niciun anunț că e vopsit proaspăt, 1, 2... Ba da, e vopsit, dragul meu! Nu e anunț, tata, e vezi de drum. Deci, un anunț că e vopsit proaspăt, 1, 2, să folosească materiale corespunzătoare, că țara asta plătește impozite, iar ciordeala la ea e prea mare. Am vrut să mă țin de vară, pentru că am un grup și vreau să nu cad și e vopsea proaspătă. Nu scrie și cred că ar fi trebuit să pună măcar o plăcuță. La Bușteni, în doar câteva ore, sute de prahoveni au traversat drumul național 1 pe pasarelă. Rezolvă aceste pasarele problema traficului pe DN1? Da, eu cred că da, în proporție, să zic așa, de 30-40%, întrucât desființăm prin aceste două pasarele patru treceri de pietoni. Turiștii au însă propria părere, iar cei obligați să se plimbe pe pasarele fac deja haz de necaz pe acest subiect. Sunt un pic ciudate față de ceea ce am văzut pe DN1, dar chiar aveam o rugăminte. Dacă erau un pic mai înalte, deja făceam poze deja cu caraimanul, puneam mâna și pe cruce și cred că toată lumea era mulțumită până la Dumnezeu. Cele patru pasarele amplasate în Azuga, Bușteni și Comarnic au costat în jur de 80.000 de lei bucata, fiind realizate în aproximativ două săptămâni.